Salut și bine ai venit la un nou episod. Astăzi facem carieră cu FCSB. Știu că toată lumea face carieră cu FCSB, dar eu m-am anunțat înainte cu o lună că o fac eu. Așa că pregătiți-vă că vă fac anunț. Mi-a luat-o alții sau eu le-am dat-o, nu știu cum e. Dar ce vreau ca să vă zic e că fac carieră cu FCSB, dar nu orice carieră. Carieră cu mine în FCSB. Așa că dacă vrei seria asta, bă, dați un like și abonează-te la canal și vreau să văd că vă placem. Și gata, mă, o să alegem să ne facem propriul nostru jucător. Așa că care seamănă cu mine? O să alegem pe ăsta care are o față așa mai pierdută și o să... Deci first name. Da, deci o să fiu atacant, o să fiu atacant central, Calibek. Deci asta fiind spuse, Baștanu Dizo se naște. O să dăm advance și o să-l băgăm direct la FCSB. Ce ai, mă? Îl băgăm direct la FCSB, frumos. De aici ne lansăm noi, mă. E doar așa o perioadă trecătoare. Ca primăvară. Stați așa, să alegem un stadion pentru noi, pentru FCSB. Later. O să fie ăsta și o să-i punem Ghencea. Gat. Asta fiind spuse, o să-i dăm advanț. Deci, practic, Dizo Baștanu s-a născut. Ia să-l la training aici. Ce, pot să pun mai mulți? Yeah. Deci, o să mă pun la mai multe antrenamente, mă. În primul rând, la dribbling. Eu. După aceea, mergem la shooting. Trebuie să le deblochez. Oare unde o să mă ducă destinul? La Barça sau la Real? Pe defending nu prea m-aș antrena, o să mă antrenez tot pe pasă. Și dacă mai am ceva pe shoot, nu prea mai am. Așa că o să merg pe dribbling nici atât. Pasă nici atât. O să mă bun pe free kick, ceva în genul ăsta. Și asta fiind spuse, m-am antrenat de 5 ori. Mamă, o să fie... Bă, nu știu, mă, dar sunt așa încântat că o să joc. Dar o să joc cu toată echipa. Nu știu, voi să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să joc doar eu, să-mi controlez doar jucătorul meu sau să controlez întreaga echipă. Eu zic întreaga echipă, mai mișto. Nu o să jucăm ca Dizo, o să dăm să ne controlăm echipa. Da. Dacă m-aș alege pe mine ca să joc, ar trebui să aștept de la ceilalți să-mi paseze și va fi foarte nasol. Așa parem, jucăm cu echipa, mă. Pot să-mi dau pase când vreau mușchiul meu. Dar să jucăm și noi bine ca să ne păstrăm poziția de titular. Ia uite ce pasă dăm aici. Man, întoarce acolo. Băi, dacă nu e Dizo, nu dă nimeni în gol. Deci dacă nu e Dizo la finalizare, nu dau gol cu nimeni. Este Dizo. Dizo pasă cu Wilde. Bună pasă, greșește Pop acolo. Scoate caiatul ăsta. Dizo, foarte bun tackling-ul. Și joacă o pasă cu Man. Man, care este acolo Wilde, shoot apără Pop. Se duce Vodă, se duce Vodă. Avem doar doi fundași. Aoleu, aoleu, Vlad. Apără Vlad. Nu știu de ce nu joacă Bărgădeanu, nu joacă Florinel, dacă nu mă șef Florinel Coman, nu cred că l-am văzut. Pintelei, foarte bine. Dizo reușește o pasă strecoară foarte bine acolo. Ia să rămân pasă pentru Dizo. Dizo rămâne, pasă foarte frumos. Mamă, ce meci fac cu Dizo. Tu-s Dumitru, mă, mi-a luat Dumitru mingeam. Ce să-i fac eu lui Dumitru? Scrieți-mi în comentarii. Dizo pentru Man, Dizo, Dizo Man. Pintelei. Foarte bine, aoleu. Neapărat trebuie să marcăm pentru că altfel ne va schimba și nu o să mai fim titulari. Trebuie să ne concentrăm, trebuie să facem punctaj bun, că altfel ne schimba antrenorul, băi. Aici numai cu echipa cu Delea că transferuri, nu mai sunt eu antrenor. Vodă, țumu, apără Vlad. Doamne, că e gol, mâncați. De la colț, este acolo, respinge, Pintili pentru atacantul Dizo. Dizo întoarce pentru același Pintili. Bă, eu pasă am dat-o bine, mă, asta mă interesează. Poate să piardă și echipa, mă, că nu mă interesează. Pasă cu Man. Foarte bine acolo, Vidu Popescu pentru Dizo. Dizo îl vede foarte bine pe Mutinio. Mutinio, dă-i ce trebuie lui Dizo, Mutinio. Dizo se bate acolo. Dizo. Dar e bine că am față Dizo. Este corner. Băi, Dizo, vino un coam. Vino aici. Se duce Dizo. Dizo! Si! Marchează! Cine marchează? Planiș marchează din asistul lui Dizo. Dacă nu ne-a dat...
Mi-a dispărut semna. Dacă nu ne-a dat asistia, să vedem aici. Dizzo joacă cu pământul. Și bam, Dizzo joacă cu pământul. Că n-a uitat unde a plecat. Ia să încelot avem, deci aveam 6.5 ceva în genul. Dacă am avea un 7, ar fi extraordinar. 6.8, băi, dacă marcăm și un gol. Man, pasă cu Dizzo. Dizzo l-așteaptă pe man. Foarte bine, pasă în spate. Pasă pentru Dizzo. Aproape, băi, 69. Dumitru pentru Hermannstadt, foarte bine se descurcă acesta. Pasă cu Tsumu. Tsumu, interceptat de Planic, ce extraordinar. Ia să rău pe cei de la FCSB să aruncă în atac prin Pintili. Pintili pentru Dizzo. Dai, băi. Trebuie să mă uit și la target-ul, nu? Că am niște target-uri pe care trebuie să le îndeplinesc. Să văd dacă totul merge conform planului. Joacă pase man cu Pintili. Dizzo. Dizzo pentru Pintili. Man. Man, manule. Băi, dar ăsta, man, ăsta mă sapă. Ăsta nu vrea să-mi joace pasem. De când m-am transferat paciul urpai. Mamă, Tsumu ăsta, bă, tancu. Șerban și Marc. Ce dracu, mă, jucăm cu rezervele. Foarte bine, Dizzo, acolo. Ai de capul meu. Da, să spuneți, fraților, în comentarii, să dați like-uri dacă vă place, ca să văd și eu dacă vreți să fac o serie cu treaba asta. Nu e nimic bătut în cuie. E bătut în șuruburi. Playing us an attacker, just scoring goal. Deci, toate le-am îndeplinit până acum, doar trebuie să marcăm un gol. Dacă marcăm și un gol, gata, mă, s-a terminat. Nu ne mai scoate din echipă. Îl în fața lui Noire și lui Horam. Aia este targetul meu și să mă transfer cât mai repede, să mergem la o echipă din afară. Frumos, Moutinho pentru Wilder. Wilder pentru Dizzo. Dizzo întoarce. Deci nu trebuie să fiu din ăsta, cum se zice, mă, scârțar. Pentru că altfel o să, în scadra notă, Dizzo! Bără, Dizzo, nu se poate! Nu se poate așa ceva! Ce șutanu dăm cu Dizzo interspațialul! Ia să vedem Dizzo, joacă o pasă foarte frumoasă cu Ovidiu Popescu. Dizzo, Dizzo, pasă spate la Wilder, greșește Wilder. Caiadu, joacă pasă cu Tsumu, ia să vedem o fază periculoasă a celor de la Hermannstadt. Nu este atacat Tsumu, Tsumu joacă o pasă, Planic blochează acolo. Azi faza nu s-a terminat, dar Vlad prinde fără probleme. Și degajează greșit, ca de obicei. De ce naibii nu e Bărgădean în poartă? Votați pentru Bărgădean. Bă, măcar să câștigăm. M-a scos, l-a băgat pe Noire, mă, m-a scos. Mamă, deci eu dacă o să am șanse cu Noire să marchez, nu o să marchez. Ah, ce bine s-a bătut Noire aici. Bă, ce bune Noire, ești nebun. Nu e corect, mă. A scos cel mai bun jucător. Cum se face așa ceva, mă, așa greșeală? Opa. Ia uite pe băieții de la FCSB, fac o schemă acolo. Joacă pasă cu Wilder, apără, pom. Acum trebuie să rezistăm la 1-0. Nu vreau să mai marchez, pentru că altfel se va trage concluzia că Dizzo, care este eu, nu a făcut o treabă bună, că ăștia s-au descurcat mai bine. Ia uite, au dat gol cu Noire, cu nou intrat cu alea. Vodă, centrează acolo. Nu se poate. Pe lângă poartă, Rires sau Pires. N-au fost șuturi bune, că altfel vă dați seama ce meciuri o să fie dacă cu Hermannstadt n-a reușit să marchez. Vă dați seama cu Craiova sau cu ăstea. Dacă nu sunt titular într-un meci, dau simulate. Dau simulate. Cred că pot, nu? Bă, prăbla! Doamne, am zis că e gol, mă, mâncați așa. Hai să pierdem mingea cu Noire. A, ce păcat, ce păcat, ce proști joci, Noire. A, ia uite, iar a pierdut mingea. Nu, Pires! Pires! Să vadă și ei, mă, cine-i Dizzo. L-ai scos pe Dizzo, gata, iei gol și face egal. Adio, victorie. S-a terminat, frați, 1-1. Oricum, 7.2 nu e o notă chiar atât de proastă. Asta-i ținele Noire, cât a scos? 6.1. Ăsta-i ținele nostru, mă, să-i săpăm pe alții. Îl mai băgăm la antrenamente pe băiatul nostru. Dăm aceleași antrenamente. Poate face și noi un 68. Nu acum. Momentan costă 1.700.000, fraților. E bine, hai să vedem FCSB-ul, e pe... E pe locul 6. Avem neapărat victorie, nevoie de victorie. Ceea ce mi se știe mie acum e un gol. Păcat că nu mi s-a pus asistul ăla. Dacă mi se punea asistul, era altceva. Ovidiu Popescu pentru Dizzo. Dizzo! În blocaj, Dizzo, ce mi-ai făcut? Dar e bine, mă, trebuie să marcăm, pentru că ați văzut imediat, mă schimbăm. Bagă bizonul la turbat. Dacă e început de campionat ăsta, nu? Practic așa ar trebui. Sau am fost aduși pe parcurs, nici nu știu. Foarte bine pasă acolo. Dizzo pentru Moutinho. Bine, Dizzo cu asistul pentru Moutinho. Dar nu înțeleg de ce nu jucăm pe Florinel. E bine. Pornim cu un asist, nu cred că o să ne scoată acum. 7.6, frate, cea mai mare notă de până acum. Ovidiu Popescu. Haide. Haide. Pasă pentru Dizzo. Dizzo de unul singur. Dizzo. Dizzo. Dizzo, celebrare. Hai, mă, sunt tu, da? Ia uite-l, băi, e nebun la cap. Ho, bă, că plătim. Foarte bine. Ovidiu Popescu, Pintili.
Pas acolo al lui Dizzo White. Ia să ne-am pe la sepții și... Bă, cum n-ai scăpat ăsta, mă? Ștefan, centrează acolo! Băgați-i sârmă, n-ați... O arescat, dacă mi-au golul, o arescat? Aveam 9.4, avem. Ia să vedem. 9.4. De acum joacă sus cu Ștefan. Ștefan schimbă partea. E offside. Nu e offside. Nu e offside. Ia să se canternă prima repriză. Frumos, pintelii. Da, s-a terminat prima repriză. Ia să 3 la 1, 6 șuturi pe poartă, i-am dominat total. Toate merg bine la noi, avem 2 asisturi și un gol. Adică, ce vrei mai mult? Wide pentru Dizzo, Dizzo pentru Wide, Wide pentru Dizzo, Dizzo! Contraatacul celor de la... Bă, nu știu cum scapă Ștefan ăsta, dar mereu scapă singur. Ștefan centrează ca de obicei, Sali! Bară! Offside! Iar m-a scos afară. Bă, eu nu înțeleg pe antrenorul ăsta, mă, frate. Care-i treaba? Deci noi rău ăsta trebuie să scăpăm de el cât mai repede. Deci nu se poate așa ceva. De ce ne schimbăm, mă, frate, dacă noi mergem bine? Că ce? Opa. Opa, cred că el e titularul, mă, și mie îmi dă șanse acum. Că m-a transferat, știi ce zic? Noi rău, hai să pierdem mingea cu noi rău. A, am pierdut mingea din greșeală. N-am vrut, băi, noi rău. Man. Man care-i terminat de oboseală, săracu. Hai că dai pasă lui Karanovic, fial naibii. Bă, ce schimbă ăsta, părt, Elef? Centrează Sali! Plani scoate de acolo, bravo, Plani, fial naibii de... Bău. Ne apropiem și de sfârșitul partidei, pasă cu Noire acolo. Noire pentru Ovidiu Popescu! Ratează acolo! Bine că n-am dat gol, că lua asistă la... Hai că luăm un gol acum, fiți atât. Foarte bine acolo, Sali greșește. Se termină, fraților, meci între Sepsi și FCSB. Avem un gol, avem 2 asisturi. 3 șuturi din 4 au fost pe poartă, gata, mă. I-am terminat. Hai să-l mai antrenăm, am crescut deja la 2 milioane, fraților. Am făcut 68. Sau n-am făcut? N-am făcut, mă. Bă, dar greu mai creștem. Avem 19 ani în joc. Avem 2 meciuri jucate, avem un gol și 2 asisturi. Foarte tare, frate. Suntem în formă. Astea fiind spuse, fraților, dacă vreți o serie cu treaba asta, apăsați și voi un like și abonați-vă la canal. Să văd că vă placem. Și scrieți în comentarii dacă vreți așa sau vreți cu toată echipa, nu știu, sau vreți să joc doar cu jucătorul ca să primesc pase de ăștia care nu o să mi le dea, mă, pentru că e prieten cu noi rem. Eu am fost Dizzo, vă astăzi Dizzo Mania, până data viitoare, fiți pace. Pa! Bați mai cu el live, beat-ul mai ceva care ai listat din start de tai, dar stai real love și nu hentai. Ursus cu bar de vin, hotără să le și puțin, dar Dizzo Mania vin cu cine mai bun ca un pacin.